Bine v-am regăsit, prieteni nevăzuți, dar știuți, în Maria Gheorghiu și de la această oră suntem din nou împreună pentru o nouă ediție Întâlniri Capitale. Revine la București FM de fiecare dată când are noutăți prietenul nostru Marius Matache. Bine ai revenit, Marius! Salut, mâna, Maria, bine v-am găsit! Într-adevăr, ne-am întors, dar nu plecasem departe. Deși da. Unii prieteni de-ai mei sunt șocați. Ești în București? Da, bun, hai să ne vedem acum repede cât nu pleci nicăieri. Da, ești călător și cu muzica, dar și cu serviciul tău. Și cu profesia, întotdeauna am fost mereu pe drumuri. Țin minte, dând timpul înapoi, în 97, acum 25 de ani, când am plecat prima oară cu cei de la universitate, eram student, îmi zice mama, ți-ai găsit tu și meseria să fie tot de ducă, să nu cumva să stai acasă. Da, ai îmi place scris, apropo, ai scris vreun cântec legat de drumuri și de ideea asta de a fi mereu pe drumuri? Uite, chiar că n-am scris. Ei, poate te gândești. Și așa cum Nicu Alifante s-a pus Bada Chiriaș la El Topărceanu, da. Prima oară i-am spus, ce-ai făcut itai piesa 17 strofe? Păi m-am mutat de 16 ori, să știi, până la momentul în care, la care vorbeam. Între timp s-am mutat de vreo câteva ori. Așa și cum trebuie să-mi fac ceva cu drumul. Da, absolut. Da, oricum, chimia ai pus-o în muzica ta, ai făcut alchimie. Da, am făcut alchimie, am făcut ninsorium, care e tot un element chimic. Chimic, da, ești legat intrinsec de meseria ta și în muzică. Exact, la fel, apoi experimental, tot legătură cumva cu niște experimente din laborator și tot așa. Numai piața mea ta că n-are nicio legătură cu asta. Dar asta n-a avut legătură cu chimia, deși numele mi-a venit, eram anul întâi și mă duc la un examen la fizică, parcă, și mă întreba profesorul, cum te cheamă? Matache. A, tu ești la cu piața. Tu profesor, zic, nu e a mea, dar dacă o trebuie, sunt acum, ce să fac? Acum ai și piața Matache. Dacă toată lumea mă percepe cumva când se gândește la piața Matache, hai să alăturăm brandurile, că se spune așa. Așa, da. Bun, uite și așa am vorbit despre cele 4 albume editate de tine. Uite, vezi ce ușor să faci o biografie a unui artist. Scurți la obiect. Absolut. Da, și să mai spunem că cele 4 albume ale tale pot fi găsite într-un singur element. Păi când am ajuns la experimental, feedback-ul din ultimii ani a fost foarte des. Nu mai avem la ce să ascultăm discuri. Da, din ce în ce mai puțină lume are CD player. Exact, nu mai există la mașini, mașina mea e din 2017 și nu mai are. Există nici la laptop. Nu mai există la laptop, mai am un laptop vechi la birou și e singurul din birou care are CD-ROM. Mai vine câte un coleg, scoate-mi și mie de pe CD-ul ăsta ceva. Și am zis, hai să venim cumva în întâmpinarea publicului de folk, pentru că publicul de folk încă preferă ceva fizic, să plece cu ceva acasă. Da. Eu încerc să-i cultiv cu Spotify, cu Apple Music, cu YouTube Music, cu... lasă-mă. Mai greu, nu sunt suntem în Estonia. A adut ceva fizic și am făcut un USB pentru albumul experimental, iar dacă tot aveam spațiu 4 giga, am zis, uite, la albumul ăsta, cadou și celelalte 3 albume din urmă, mai ales că Hoinar în piața Matache nu mai există în format fizic și am zis, uite, pe experimental pun bonus toate 4 albumele. Cred că ești singurul artist care lansează un album cu bonus 3 albume. Exact, da, bonus e mai mare decât albumul propriu zis. Am gândit, uite, e o chestie nouă, până o să obișnuiesc cu oamenii, hai să le dăm ocazia, oricum celelalte 3 albume le amortizasem, deci am zis, ok, ca să fie la pachet, să fie un pachet frumos. Nu spun cât de tânăr ești, dar neliniștit ești. Asta cu neliniștea se datorează științei și anume eutiroxului pe care le-au dimineața pentru tiroidă. Mă mai întreabă cineva... Welcome to the club. Exact. Da. Mă întreabă cineva, o cafea? Zic, nu, mulțumesc, mi-am luat eutiroxul dimineața. Da, foarte eu bine. Sunt în permanență în căutări. Nu pot să spun, păi da, nu te mai potolești și tu... Nu pot, eu așa sunt construit, trebuie să încerc, să descoper, să încerc formule noi, să încerc colaborări noi, să încerc proiecte noi, chiar dacă nu au legătură decât tangențial cu muzica. Chiar și pe albumele tale ai încercat mereu altceva. Am adus un muzician nou. Și în experimental, despre experimental exact. Am povestit pe larg într-o ediție a Am încercat să fie un sunet nou. Hai să încercăm cu muzicieni cu care n-am lucrat, cum a fost Sorin Romanescu pe experimental. Da. În permanență trebuie să fie ceva nou, că altfel nu mă simt bine. Și chiar și în formule de spectacol ai încercat? Dacă mă gândesc la prima lansare la Hoinar în piața Matache, cântam cu Radu Doroiu, cu Alex Nichita la vioar și cu Daniel Radu la pian, ulterior am trecut la Nai,
Și am încercat toate variantele posibile. Tot una ce am din găsit, variantele foarte bune de concert a fost cea cu Berti Barbera. Da, să iar Berti da. E în permanență. Noi având și rugby-ul da. În comun, ca să spun așa, suntem amândoi mari fani, ne-a fost ușor să ne împrietenim rapid și oricând am ocazia pe Berti îl iau, pentru că Berti este un muzician foarte versatil, absolut, se adaptează. Absolut. El da. Cântă blues, a cântat cu trupe de jazz, a cântat cu trupe de progresiv. Chiar și rock. Și exact. Da, tot ce se poate și îmi place teribil să cânt cu el, lui și lui Liuba, le trimit playlist-ul de YouTube și știu da. Piesele mai bine ca mine, dacă îi las. Da, și Liuba Gordievski este un muzician exact. Excepțional. Într-adevăr, oameni cu care acum, faci muzică. O poveste simpatică da, da. Cu Liuba, cred că eram la festivalul Pitești și zic, vezi că piesa aia pe album e din mi minor, dar eu când în fa diez minor. Dar zic, poți să-i dai acolo, să o modulezi din tehnologie. Da. Nu, las că îmi scriu notele imediat, că nu, da, nu încurcăm. Face. Nu. Așa face, da. Că mă încurc dacă, ok. Bine că poți să faci chestia asta. Da, este, asta e... da, știu că am lucrat o singură dată cu Liuba pentru acel concert în care am fost invitată să cânt din cântecele vechi, mă rog, cântece vechi cu Masa Tăcerii și m-a întrebat din start în ce gamă îmi este bine să cânt acel da, cântec pentru a face orchestrația pentru toată trupa în acea gamă. Da, Liuba da. E un muzician fabulos, cu un auz da. Absolut, cu tot ce trebuie. Zis, la casa. Vezi, originalul este în exact. La, e bun, la sau vrei în altă tonalitate. Exact. Da, da. Bun, să ne întoarcem însă la ale tale și la formulele de spectacol, să vorbim imediat despre o formulă nouă de spectacol, după ce ascultăm însă un prim cântec. Ce ascultăm? Ascultăm Aripi de fluturi, da? Care se află pe albumul Experimental, pe cel mai recent, cel mai recent dintre, zis, dintre da, ele. Da. Pregătim noi și ceva da, din da, urmă. Da, nu. Da, da, să da, nu-și da. Facă oamenii probleme. Așa. Aripi de fluturi, Marius Matache. Aștept un ugur dulce, o sfârcnire de a-
Da, Marius, în studioul întâlnirilor capitale de la București FM. Marius, te-am invitat din nou. Mi-aș fi dorit tare mult ca această discuție să o desfășurăm în patru, să iai și pe ceilalți doi colegi ai tăi, pentru că urmează un spectacol în trei. Al doilea, nu? De la Gloria, de la Sala Gloria. E un al doilea spectacol la Sala Gloria. Este o sală foarte frumoasă, o sală generoasă, are 400 de locuri, dacă nu greșesc. Și mi-a plăcut așa de tare ideea și locul încât am zis trebuie să facem ceva, să repetăm. E o formulă nouă, dacă în vară, că era iunie, în vară a fost patru, primul spectacol, exact, da. Acum suntem doar trei, sunt alți doi invitați. Am zis să întineresc formula. Așa. Și mă întreba cu cine, când zic cu niște folchiști mai tineri. Zic nu eu, alții. Din Noul Val. Exact. Bine, nici ei nu mai sunt tineri. Dacă ne gândim la Noul Val, mă gândesc la Daria Bogdan, la Diana Porca. Da, ei da, sunt dar Noul având Val. În vedere la modul în care se manifestă în muzică, sunt tineri. Corect, corect. Da, și cam toți trei suntem apăruți după 2010. Am început să devenim coerenți în ceea ce facem. Și ca să dezvăluim numele, vorbim de Cosmin Vaman, cunoscut și din trupa Spam, și de Marius Dașcău. Da. Pe Marius, cred că l-am cunoscut, ne-am cunoscut online. Aveam noi, de-abia dus în drumul la Forever Fall și ne-a trimis o piesă sau ceva în genul ăsta și l-am invitat să cânte la un concert de-al meu în Iron City pe atunci. Cu Cosmin, la fel, mă știu din perioada festivalurilor de prin 2010 și suntem cumva... Dă seama, îmi place mie să mă alind, că ei sunt mai tineri, dar suntem apropiați ca vârstă, suntem apropiați ca stiluri. Și ca stiluri, asta aveam să spun, deși și sunteți. Am zis, hai să încercăm ceva, că ok, nu poți să te reinventezi muzical de fiecare dată, să cânti piesele altfel, să le reorchestezi, dar o formulă de trei poate să aducă o valoare adăugată mult mai simplu decât să lucrezi la piese. Și că, vorba aia, știi, noi folkiști suntem foarte prolifici la compus, dar oamenilor le ia ceva să ventileze piesele, să surgească cu ele, așa că am zis, hai să nu-i speriem. Aceleași piese, dar într-o joacă inedită. Să înțeleg că voi trei veți cânta împreună, veți fi toți trei pe scenă, așa cum au făcut și corifeii, da? Exact. Și o să cântați piesele voastre ceva împreună, da? Exact. Încercăm să ne jucăm împreună pe piese, așa cum am stat și la SOS Cultura în iunie, când am stat toți patru pe scenă și Cristi Cociulele mai făcea o chitară, Bertie ne-a ajutat pe toți trei, așa și acum încercăm să ne jucăm împreună. Spectacolul din vară de la Gloria a fost unul de impact, ați avut public, a fost foarte bine, pe mai ales că în perioada erau foarte multe concerte. Așa, când acești perioade era bam, Iron Maiden, bam, Dream Theater, dar a fost bine. A fost bine. Să sperăm că și acum de e cât de cât bine. Pentru că venim după o vară plină de evenimente, și de festivaluri și de concerte mari în care lumea cred că a obosit un pic, ce e drept. Toată lumea, vorbeam și cu Codruz, managerul celor de la Byron, și îmi spunea, vara a fost bine, acum resimțim tot un recul. Lumea încearcă să se repoziționeze, nu știe ce se va întâmpla în toamnă și de asta. Bun, eu sper să ajung și eu să vă văd. Îmi doresc tare mult să vă văd pe toți trei, mai ales că și Marius Dașcău și Cosmin Vaman sunt tineri artiști care îmi plac foarte mult. Îmi pare rău că n-am apucat încă să-i aduc la întâlniri capitale. Cu Cosmin deja am vorbit și sper să se întâmple cât de curând. Știu că el e prins și cu familia, cu mare copil mic. Exact. Da. Și cu Marius însă n-am mai vorbit de foarte mulți ani. Am fost eu puțin supărată pe el, cred că știe treaba asta. Îl invitase când făceam emisiune la televiziune și atunci mi-a încurcat programul. S-a întâmplat ceva și sau da, se mai întâmplă. Dar și trecem peste asta, pentru că Marius, i-am ascultat acum albumul. El a spus un album chiar la începutul 2020. Da. Foarte bun și, din păcate, n-a apucat să-l promoveze niciun fel, că a venit pandemia. Apoi, în pandemia, a mai scris un album și tot așa. Acum o să cânte din ambele albume, bănuiesc. Exact. Asta i-am zis, băi, tu stai prea mult, nu-și găsește drumul, așa că hai cu noi, ca să mai spunem că Marius este un tânăr artist foarte bun, dovadă și faptul că a câștigat anul acesta două premii importante pentru munca pentru de anul muzica, trecut. Da. A luat albumul anului și piesa anului. Și dacă tot am vorbit de Marius Dașcău, hai să ascultăm și exact cântecul care a luat premiul, da? E vorba de Dragă Lună? Dragă Lună, exact. Da, ascultă, Marius Dașcău, Dragă Lună. Dragă Lună,
Te-ai simțit singură vreodată? Chiar de jurul tău e plin de stele mereu. Dragă lună, doar spune-mi și voi veni de-ndată. Și-am să fiu lângă tine atunci când îți va fi mai greu. Du-mă pe lună și lasă-mă să-ți cânt. Privește-mă. Lasă-mă să mă amânt și-mi voi da seama că sunt mai puternic decât cred că sunt. Dragă lună, spune-mi dacă zâmbești atunci când cad comete în jurul tău. Dragă lună, ai putea să mă ferești și să mă înveți să văd binele în orice rău. Du-mă pe lună și lasă-mă. Da, a fost Marius Dașcău. În continuare suntem alături de Marius Matachia. Marius, vorbim despre concertul vostru de la Sala Gloria din data de 13 octombrie, ora 19:30. Da. Apropo de Sala Gloria, o recomand tuturor aceștia care vor să facă un spectacol de lansare, pentru că... Da, uite, foarte puțină lume știe despre sala asta. Este fostul cinema Gloria. Așa. A fost renovat complet, acum se joacă foarte mult teatru acolo. Dar, ca la Dallas, bănuiesc. Exact, ceva de genul ăsta. Și sala arată foarte bine. Nu știu exact, știu că există ceva infrastructură de sunet, deci se poate prelua ce este acolo, dar locul este generos, se pot face, dacă ceva să gândesc, să fac un festival acolo, se pretează. Se pretează, da. Pentru da. Că în vară am fost și noi, au fost peste teatru, au fost cei de la CUM, a fost Alina Manole, deci sala este chiar foarte ok. Chiar. Știi? Da, greu pentru folk să... E adevărat, de asta ne-am și unit toți trei, ca să fie... să ocupe 400 de locuri. Să ocupe, așa, da. Pentru un festival chiar este foarte bună. Știi care a fost raționamentul meu? M-am săturat de cluburi neserioase și de oameni care nu se implică. Știi, dacă tot trebuie să fac eu tot, mai bine să o fac într-un loc în care mă simt bine. Tu te-ai ocupat de povestea cu sala și eu cu am tot făcut ce... partea administrativă, da, asta e până asociația pe care am înființat-o tocmai pentru chestii de genul ăsta, ca să putem să obținem, că nu poți să ceri pe persoană fizică, e foarte complicat să ceri un spațiu pe persoană fizică, de pentru care asociația Inform Art a funcționat ca gazdă. Așa. Am cerut Inform acord, Art. Inform Art. Da. Am cerut acordul primăriei sectorul 3, au fost sunt foarte deschiși cei de la cultură pentru evenimente culturale. De ei ține sala, da?
Și am zis, și dacă nu se umple sala, nu ideea să umplem, că va fi greu să umplem 400 de locuri. Așa este. Dar vom cânta într-un spațiu frumos. Da, lucrat. Știi cum e sentimentul ăsta pentru un artist când intră într-o sală și vede că nu e plină, ai așa un sentiment o strângere de inimă. De asta probabil mulți preferă spațiile mai mici cu sala plină. Știi cum e? Una e să spui am avut sala plină și sala avea 40 de locuri și alta este să spui, mă, sala a fost jumătate de goală, dar a fost de fapt 200 de locuri. A fost jumătate plină. Să vedem jumătatea plină a sălii, ca să spun așa. Păi și în iunie, nu știam exact ce va fi, n-aveam acces noi la platforma de ticketing și am zis, știți ce, la 5:30, noi ne ascundem în spate, ce o fi, o fi. Da. Și la un moment dat, mai rău ziceam, bă, dacă o fi cineva în sală, era, lumea era foarte cu minte, nu s-a auzea. Da. Da. Și n-am și pus și am văzut 200 de oameni în sală, zic, ei, hai că nu e așa rău. Deci a fost plină de cu 200 de oameni. Au fost 200 de oameni în da, vară. Da, da. Sperați să aduceți la acest spectacol cel puțin 200 de oameni. Ar fi foarte bine. Da. Uite, păi, hai invităm, să-i convingem. Îi invităm pe cei care ne ascultă acum la București FM să vină la Sala Gloria, că spunem noi, nu o să-i fascinăm cu virtuozitatea, dar îi asigur că o să plece cu zâmbetul pe buze. Da, e bine știut că și tu și Marius, mă rog, poate Marius mai puțin. El e mai liric, dar mai Cosmin... Liric. Da, Cosmin are în el... Are vorbele la el, se spune. Tot timpul și cred că lumea își dorește să asculte muzică... Tonică, știi? Da. Așa este. Marius are mult lirism, într-adevăr. Da, este foarte romantic, nu știu ce poate fi îndrăgostit, e veșnic îndrăgostit, ceea ce e foarte bine de altfel. Mai treacă. Da. Nu, glumesc. Când l-am cunoscut pe Marius, i-am zis, ia hai tovarăș, hai pe scenă că... Da, Marius a mutat în București, nu? E bucureștean. El e originar din Bârlad, cred. Așa, știu că de undeva din Moldova Vaslui, dar e mutat în București de ani. E corporatist? Da, e corporatist. De asta nu am putut să venim toți trei, pentru că după cum spuneai, Cosmin este un tată responsabil. Așa. Iar Marius este un adult responsabil și muncește pentru patrie să plească impozite ca așa. Să... Da. Foarte bine. Sunt foarte curioasă cum cântați voi împreună. Și noi. De multe ori, bănuiesc că ați făcut deja repetiții, nu? Una mică. Da. Păi și cum o să apăresc toți trei pe scenă cântând? Nu pot să spun chiar tot. Cum o să cânți tu, de exemplu, Dragă Lună, a lui Marius? Dragă, lui Cosmin cel puțin îi știu foarte bine piesele. I-am spus lui Cosmin de când era. Să știi că primul fan al tău eu sunt. Adică dacă n-ai până acum niciun așa. Dar știi și cântecul ăsta nou, mai tiner cazi? Ăsta n-am apucat să-l învăț. Nu știu dacă să-l cânte în spectacol. Bun, hai să nu dezvoluim prea multe, mai aveți suficient timp până data de 13. Exact. Dar dacă tot am spus de cântecul mai tiner ca azi, hai să-l ascultăm. Cea mai pe nouă Cosmin piesă Vaman, scoasă de trupa Spam, da. Cosmin este autorul muzicii și versurilor. În general, cred că în trupa Spam el e compozitorul scrie, principal. Apropo de trupa Spam, să le spunem și noi la mulți ani, pentru că au împlinit de curând 8 ani de când sunt împreună, chiar dacă formula s-a schimbat destul de mult. Dar asta e... Dar sună tot așa, tot în zeama aia. Soundul a rămas același. Același. Ascultăm mai tineri ca azi. Nu mai pun alarma înainte de nouă. Nu mai închid fereastra când afară plouă. Nu mai încui după mine când ies oricum rar. Nici nu mai știu foarte bine ce-am în buzunar. Nu mă feresc, nu mă păzesc. Nu mă tem, nu mă mai gândesc, nu mă mai răzgândesc. Și de o să fie rău, ce pot face eu? Pentru acum sunt interese mari la mijloc în pieptul meu. Și dacă n-o să țină ce avem, o să pun deoparte un pic din tot ce suntem. Un pic din cum ne privim, pentru zilele negre care poate că vin. Tu lasă toate astea în grija mea, o să trăim pe mâine, mâine și vom vedea.
Lasă-te să calzi, poate n-o să se mai poată. Mai tineri ca azi, n-o să fim niciodată. Nu mă mai tem când așa îmi cere televizorul. Nu mă evit să trăiesc nici bucuria, nici dorul. Nu mă mai cert, nu știu dacă am timp să mă fac. De dragul tău nu mai mint și nici nu mă mai prefac. Nu mă feresc, nu mă păzesc, nu mă tem, nu mă mai gândesc, nu mă mai răzgândesc. Și de-o să fie rău, ce pot face eu? Pentru acum sunt interese mari la mijloc în chefuri mei. Și dacă n-o să țină ce avem, o să pun deoparte un pic din tot ce suntem, un pic din cum ne privim, pentru zilele negre care poate că vin. Tu lasă toate astea, grija mea. Trăim pe mâine, mâine și vom vedea. Lasă-te să calzi, poate n-o să se mai poată. Mai tineri ca azi, n-o să fim niciodată. Și dacă n-o să țină ce avem, o să pun deoparte un pic din tot ce suntem, un pic din cum ne privim, pentru zilele negre care poate te vin. Lasă toate astea, grija mea. Să trăim pe mâine, mâine și vom vedea. Lasă-te să calzi, poate n-o să se mai poată. Mai tine ca azi, n-o să fim niciodată. Da, a fost Cosmin Vaman împreună cu trupa Spam, mai tineri ca azi. Probabil că în data de 13 la sala Gloria, în locul Spamului, va fi Marius Matache și Marius Dașcău. Am postat pe pagina Forever Folk, am postat o piesă cu, era Cosmin Vaman, Marius Dașcău și Alexandra Andrei cântau. Așa. O piesă, nu cred că de la Marius, Când pielea mea te va cere pe tine. Așa. Și am spus, să știți că pe 13 octombrie Alexandra Andrei voi fi. Așa. Da, va fi un concert acustic, 100%, 100%, da? Acustic. Trei voci, trei chitări, da. Mă rog, acum dacă am găsit vreun shaker, ceva, vreun kazoo, putem să mai improvizăm. Poate aduceți o părticică din Spam pe scenă? N-am vorbit. Bun, atunci, hai că nu mai vorbim, nu mai intrăm neapărat în bucătăria spectacolului din 13. Hai să mai vorbim, dacă tot te-am prins din nou în emisiune, să mai vorbim despre lumea folcului de la noi. Da, pentru că tu A fost un an bun. Cred că până la sfârșitul anului ne apropiem de 50 de festivaluri importante. Știi, 50 mi se pare extraordinar de mult. Sunt foarte multe. Bine, mai sunt și tot felul de idei, încercări care le spunem festival, dar și ne-am sâns trei inși într-un colț și zicem că e festival. Da. Dacă o luăm după definiția din lege, festivalul trebuie să aibă minim două scene, să dureze minim 36 de ore și tot așa. Ia uite-te, ești foarte bine informat. Chiar la începutul lui 2020, organizatorii de festivalul, cred că AROCU, Asociația Organizatorilor de Concerte, au încercat să modifice legea pentru festivalul, e vorba de impozitele care se aplică sau taxele la UCMR-ADA, și atunci a apărut o definiție cât festival este dacă are minim două scene și dacă durează cel puțin 36 de zile, adică trebuie să fie două zile, cum ar veni. Da, nu se respectă lucrul acesta, dar nimeni, nici nu zice nimeni nimic. Pe de altă parte, nu putem să spunem festival oricărei adunări inițiative. Da, exact.
Da, cum place mie să spunem, ne-am strâns trei oameni la un șpriș și am zis festival. Ca să... Da, se întâmplă destul de des chestia asta. Dar și sunt oameni care de ani de zile se ocupă de festivaluri importante în țară, care au luat atitudine și au spus, domnule, nu se poate chiar așa, să au apărut așa dintr-o dată festivalurile de folk precum ciupercile după ploaie. Da. Și de foarte multe ori ne canibalizăm unii pe alții, nu reușim, asta când am, cred că fac agenda de festivaluri în fiecare an, la fiecare început de an, de 8-9 ani și încerc, uite, eu încerc să le anunț, tocmai ca să putem să nu ne canibalizăm, pentru că să ai festival la Pitești și la București în același timp. Da, ți-aduci aminte ce se întâmpla vara când era Folchiu și era festivalul de la Gărână, care în permanență erau împreună în aceeași perioadă, și era foarte greu pentru artiști să ajungă să dintr-un capăt dintr-o parte în altul. Exact. 700 de kilometri, 800 de kilometri. Pot să înțeleg și cealaltă variantă a organizatorilor. Încercăm să organizăm în weekendurile cu afluență mare de public la noi, că știi, vara, în 15 iulie, 15 august, atunci toată lumea în vacanță. Și atunci toată lumea vrea să facă festival. Exact. De altă parte, sunt festivalurile finanțate de stat care depind de finanțările publice. Da, de banii pe care îi primesc. Exact, care și vin când, atunci când spune instituția finanțatoare, că e Consiliul Județean, că e primărie, că la un moment dat Brăila a încercat să mute cumva în aprilie sau în mai. Băi, dacă tot e concurență mare în noiembrie, hai să mutăm în mai. În anul nu s-a aprobat bugetul. Da, poftim. Până la 15 mai și oricum durează după ce aprobă bugetul de stat, trebuie să aprobe listele de investiții și au fost nevoi să-l mute înapoi pentru că efectiv, depinzând de finanțarea publică, nu venea mai. Sunt argumente pentru că, pe de altă parte, nimeni nu vrea să colaboreze. Toată lumea crede că de unul singur e mai bine. Realitatea, uitându-mă în grădina altora, realitatea este totuși că nu. O colaborare minimă ar fi utilă. Utilă și necesară, mai ales necesară. Da, ar ajuta toate părțile. Cum era, știi, că la Alba Iulia și Bistrița le făceau la o săptămână sau două, tocmai ca să nu se... fiind apropiate acum, anul ăsta s-au decalat. Anul ăsta s-au decalat chiar mult pentru că Alba Iulia s-a mutat în aer liber în cetate, iar Bistrița a rămas în al treilea weekend în noiembrie și lucrurile au mers bine. Plus că și așa numărul concurenților scade și nu văd pe nimeni să facă ceva coerent ca să crească. E ceea ce văd. Da, uite, asta este, de fapt, la ora actuală, principala problemă, concurenții. M-au sunat și pe mine, dar la mai multe festivaluri din țară, care spuneau, domnule, dar ce se întâmplă cu noua generație? Nu mai sunt concurenți la folk. De ce? De ce? Pentru că sunt disipați în tot felul de alte festivaluri, se țin în același timp și nu neapărat festivaluri, activități care implică. Exact, au alternative, de fapt. Da. Copiii în ziua de astăzi nu mai visează să fie Vasile Sheikaru sau Nicu Alifant, visează să fie Ed Sheeran, visează să fie James Blunt sau Passenger. Au alternative, văd altceva și chiar dacă sunt pasionați de chitară, nu neapărat vin să cânte muzică folk. Pe de altă parte, cred că la ora actuală e nevoie de o reformă a festivalului. Am spus-o de câțiva ani, tot spun că e nevoie de o reformă. Hai să gândim altfel. Să există o asociație a festivalurilor și în ea să se discute clar. Bă, noi facem atunci, hai să ne ajutăm reciproc. Hai să vedem dacă putem să facem ceva pentru copii, să le dăm mai mult decât șansa să cânte două piese. Hai să le facem niște workshop-uri, niște traininguri, ca să-i atragem și cu altceva. Pentru că de 10 ani de zile mă uit câți oameni au trecut prin festivaluri. Foarte puțini au confirmat. Și au confirmat. Da, am văzut chiar un articol de-al tău scris pe Forever Folk. Adică, nu mă refer la cei care aveau o vârstă când au venit în festivalul și după aia nu, vorbim de cei care au venit de mici și mă gândesc, uite, la un Paul Arva care a dispărut complet. Da, Paul Arva, un muzician excepțional. Cred că este cea mai mare părere de rău om pentru Paul Arva. Alexandra Sidor, la fel, multipremiată. Da. Foarte mulți care s-au pierdut, care n-au ajuns totuși să... Sau au migrat spre alte zone, cum a fost și Cătălina Beța, Mișu Călian, care au plecat să cânte altceva. Și Roxana Zăpârțan. Exact, care a cântat cu Sena Lema, nu e rău. Da, absolut. Ioana Pânzariu, care și-a făcut școala de muzică. Absolut, ce face Ioana acum este excepțional. Am avut-o invitată la întâlniri capitale. Asta zic, undeva am greșit, noi toți. Știi, întotdeauna e cineva de vină, dar nu noi. Nu, undeva am făcut ceva greșit. Poate ar trebui făcut o reformă. Ce facem? Hai să
Au încercat anul ăsta la Brezoi, au dat niște șanse unor artiști tineri. A fost Daria Boghean, a fost Diana Porca, care au avut primul recital. Două fete care au confirmat. Exact. Da. Daria are albumul anul ăsta și mă bucur tare pentru că are, dacă tot suntem foarte bun. Profit să spun că pe 6 și pe 7 are lansări de album la Iași și la Târgu Neamț. Da, Daria Boghean a confirmat. Asta este foarte clar. Albumul ei este unul foarte bun. Am ascultat-o și în recital la Bizon. Un alt festival nou care a apărut, care a crescut bine, frumos. Da, să zic, adică trebuie să încercăm, dacă vrem să-i ținem aproape, să le dăm, chit că sunt recitalurile mici din deschidere. Da. Nu contează. Dați-le niște șanse să cânte... Da, la un moment dat a apărut ideea asta că fiecare artist consacrat să ia câte un tânăr și să-l ajute. Și uite, Adi Bezna asta a făcut cu Daria Boghean și se vede. Exact. Da, da. La fel, mă gândesc, dacă vrem să stimulăm oamenii care scot albume, atunci când ai oamenii care scot, cumva cei care au albume, să fie invitați, chiar dacă nu îi inviți cu recital mare, la fel, invită-i să facă o prezentare de album, plătește-i cheltuielile și transport, cazare, masă, ca să poată să-și prezinte albumul în cadrul festivalului la un, cum le zicem noi, side event, un eveniment anex. Cum face, cum se procedează cei de la Alba Iulia. Exact, la cafeaua cu folk să făceau lansări de albume. Mai află presa, mai vin niște oameni la acel eveniment de lansare. Tocmai ca să cointeresez cât mai mulți artiști. Pentru că sunt mulți care spun la ce bun, că nu o să mă asculte pentru nimeni. Pentru ce să mai scot un album dacă discurile nu se mai vând, la festivaluri nu mă cheamă nimeni, radiourile sunt câteva care difuzează. Lucrul ăsta l-a spus și Dan Vanna la un moment dat, astă vară în tabără la Calafat, am discutat mult problema tinerilor, pentru că Dan îi promovează foarte mult. Și îmi spunea, Maria, unde să se manifeste tinerii ăștia? Corect. Că n-au loc de noi. Și noi suntem mulți. Păi, și nu e întotdeauna loc pentru toți. Am făcut un recensământ al oamenilor care au scos măcar un album sau care au o carieră de 40 de ani în spate. La Dan Vanna mă gândeam. Ok, dacă îi punem doar pe cei care au scos albume, cum să le expus pe Dan Vanna, care de 25 de ani muncește pentru folk? Absolut. Și am zis, uite, facem și criteriu cei care au o carieră sau o piesă foarte cunoscută, cum era Adrian Jacotă cu... Uite, asta am zis. S-a pierdut. Exact. Da, sunt mulți care s-au pierdut. Și am zis, sunt undeva la 115 artiști, adică suntem mulți. Da. Chiar dacă sunt 50 de festivaluri, suntem mulți pentru el. Absolut. Uite, și era festivalul unde, zic eu, era cea mai mare plajă de artiști desășurată, festivalul Folk-U, care nu mai există. Da. A dispărut Folk-U. Așa cum de ani buni. De vreo 3 ani dinainte de pandemie. Cred că 2019 a fost ultimul an. Și cred că 2019 s-a ținut doar în București. Nici nu s-a ținut la Vama, s-a ținut doar o gală în București. Dar a dispărut Gărâna. Da, anul ăsta Gărâna nu s-a mai ținut. Da, nu știu ce s-a întâmplat. Au făcut un festival rock mai devreme, dar... Și cel de jazz. Și cel de jazz, exact. Da. Folk-ul nu. Mă rog, încă mai avem timp. Toamna abia a început și sunt festivaluri pe rol. Știu că tu nu ești adeptul cântatului în cluburi. Nu neapărat că nu sunt. De multe ori suntem nevoiți să cântăm și în cluburi. Dar există cluburi foarte bune în București. Există cluburi bune și în țară. Uite, mă gândesc la un Dor sau la un Phoenix în Constanța. Există cluburi unde se cântă. Flexul din Arad. Exact. Deci sunt și cluburi Abbey Stage-ul din Vâlcea. Deci cluburi ar fi cluburi aranjate. Eu n-am o problemă cu clubul în sine. Am o problemă cu... Cum se manifeste publicul în club. Exact. Adică dacă acolo merge să se socializeze, nu neapărat să asculte artistul. Țin minte cum era bowling-ul din Lugoș, dacă îl țin minte. Da, cum să nu? Unde cum să nu? Când începea, în seara cu concertul, se acoperea totul, se acopereau pistele, se puneau mese. Așa liniște ca acolo și vorbim și acolo era bere și acolo era... Dar era un alt mod de a privi artistul și să știi că lucrurile astea se păstrează la Lugoj. Contează foarte mult și omul. Omul sfințește locul. Ori acolo Vasile Gondoci face treabă foarte bună. Știe să-și educe publicul să asculte. Exact. Asta este. Nu m-ar deranja să cânt în club, că până la urmă toți am plecat în club, iar artiștii tineri chiar au nevoie de cluburi pentru că le e greu să-și asume o sală. Dar... ți-am zis, n-am o problemă cu clubul în sine, am o problemă cu manifestarea de club. Cu oameni, sau, și am o problemă cu organizatorii din cluburi care, păi, faci tu afișul,
îl fac. Da. Faci tu eventul, dar auzi, da, te aduci tu pe cineva la sună și pe cea... tu ce faci? Corect. Sarcina, eu înțeleg că tu ai o afacere de condus acolo, dar sarcina mea nu este să finanțezi afacerea. Așa. Trebuie așa să ne întâlnim undeva la mijlocul eforturile, organizator și artist, să fie bine. În condițiile în care aș găsi pe cineva să procedeze în așa fel, aș fi primul că aș cânta în cluburi, pentru că îmi place atmosfera de club, deci nu mă deranjează, dar... Da, în București sunt două locuri foarte bune la, în categoria cluburi. Este Quanticul și este Pub 13 Universității. The Pub, da. Da, The Pub, da. Astea zic eu că sunt, da, două locuri în care orice artist de folk, uite, și-ar dori și să cânte. Și la Lloyd's e un sunet foarte bun. La Lloyd's e un club micuț și dar, sunet foarte bun. Uite, aici încă o dată vorbim despre omul care sfințește, exact, locul. Acolo este un om care iubește foarte mult fenomenul, care cântă și el și știe ce înseamnă să fie artist și îi creează artistului toate, exact, condițiile, de chiar fapt, dacă spațiul este mic. E Mugur și Alex care, fiind om de radio, asigură un sunet de calitate. Uite, ăla nu e un club în care nu mă deranjează să cânt. Da. Pentru că sunetul e foarte bun, clubul e curat, e în centru, e tot... Uite, că tot vorbim, sfaturi, da, pentru artiști tineri. Găsiți-vă un club mic în care să aveți chiar doi, vă uniți cu încă un coleg, să aveți concerte de autor. Că, uite, da, vin premiile Forever Folk la sfârșitul anului și la tineri artiștii am mari dubii pe cine să nominalizez. Pentru că artiștii, Diana Porca a câștigat, Daria Bogdan a câștigat, ele au fost pe vala anul ăsta, Tihan, cu premiile, Tihan a câștigat, da, deci pe cine mă nominalizez? Da. Așteptăm propuneri. Așteptăm propuneri. Bine, noi așteptăm să mai ascultăm un cântel de-al tău, Marius, pentru că, uite, vorbind despre folk, a zburat timpul. Timpul trece, avem multe de spus. Se termină emisiunea. Încă o dată, să spunem celor care acum sunt pe frecvența București FM sau ne ascultă pe YouTube, că voi, în data de 13, la sala Gloria, veți cânta împreună. Voi însemnând Marius Dașcău, Cosmin Vaman și Marius Matache. Da. Pe grupul nostru de WhatsApp, Cosmin ne spune, băi, ia schimbați-vă numele, că nu știu cu cine vorbesc aici. Păi tu ești Mache. Exact, da, la mine e mai simplu. Da, la tine e mai simplu. Spectacolul se numește Antro. În trei. Antro. Uite, nici măcar nu știam cum se spune bine. Sau, asta dacă... e ca și cu 7-8. Exact. Sau ca varianta în engleză, entry. Că așa. E o new entry în zona de indie folk. Deci voi spuneți Antro. Antro. Da? Bun, ca să știm cum spunem când mai anunțăm spectacolul vostru. Bine, Antro. Noi ascultam acum însă un alt cântec de-al tău. Încheiem tot muzical, da? Cu ce știu eu mai bine, cu niște ploaie. Cu niște ploaie, da. Am trei piese cu ploaie. Așa, da. Te deranjează ploaia sau îți place? Nu, de ce îmi place scrii? Foarte tare. Place? Și piesele mele cu ploaie nu sunt triste, deci... Bun, încheiem cu Marius Matache. Mulțumesc mult pentru prezență și succes! Azi plouă, draga mea, cu strop de rouă. S-a spart un pui de nori în pașii tăi. E prea pustiu în vechile odăi. Și plouă între noi, iubito, plouă. Se înșiră apa în mărcele ude. Azi plouă,
ne pune apă.